Managerul Complexului Energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, așteaptă un răspuns astăzi de la primarul din Severin. Pentru a ști dacă va livra cărbune către Raan, șeful gigantului energetic deplânge situația în care a ajuns unitatea din județul vecin, însă dacă nu va primi banii, nu va livra cărbune către Severin. În momentul de față, localnicii din oraș nu au apă caldă și nici căldură din cauza faptului că Raan nu are cărbune pentru a funcționa. Ciurel spune că în funcție de discuția pe care o va avea astăzi cu primarul din Severin, va ști dacă va furniza cărbune în județul vecin. Am impus o regulă și dăm cărbune doar pe bani. Acum mie îmi pare foarte rău că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că înțeleg că sunt școli care nu mai funcționează, sunt spitale care pot fi evacuate din cauza lipsei de agent termic, dar pe de altă parte asta este, să trăim într-o lume în care trebuie să plătești ceea ce consum și mai dăm cărbune astăzi, miercuri, da, astăzi trebuie să primim răspuns de la primarul Gheorghe dacă primăria a primit bani pentru cărbune. Raan Drobeta, turnul Severin, se află într-o situație dificilă din punct de vedere financiar și nu și-a achitat datoriile către Complexul Energetic Oltenia, motiv pentru care compania a asistat livrările de lignit, iar cetățenii din Severin nu au agent termic.